La întâi mai curent, poetul, publicistul, savantul și omul public Ion Vatamanu ar fi rotunjit vârsta de 80 de ani. Cu prilejul împlinirii celor 80 de ani de la nașterea remarcabilului poet Ion Vatamanu, originar din localitatea Costiceni, raionul Năsuliță, au fost planificate o serie de evenimente culturale. La 30 aprilie curent, la Școala Medie Generală Ion Vatamanu din Costiceni, avea să aibă loc prima parte a simpozionului literar în amintirea remarcabilului poet. Însă, data de 29 aprilie a dictat un nou scenariu. Din păcate, într-un accident rutier, își pierde viața elevul clasei a noua, Maxim Vatamanu. Evenimentul dedicat aniversării a 80 de ani de la nașterea regretatului om de cultură a început cu o întâlnire de suflet cu mama poetului, Mărioara Vatamanu. Aici, în casa unde a copilărit poetul, au fost prezenți o mulțime de oaspeți și oameni de seamă de Republica Moldova și orașul Cernăuți. Printre cei care au onorat-o cu prezența pe doamna Vatamanu s-au numărat fiicele poetului, Mariana și Leontina Vatamanu, însoțite de propriile sale familii. Coordonatorii evenimentului, primarul satului Costiceni, Vladimir Lupoi, și academicianul basarabian Tudor Colac, reprezentantul Consulatului General al României la Cernăuți, Edmond Neagoie, șeful secției principale al Administrației Regionale de Stat Năsuliță, Ivan Paziac, parlamentarul român din Rada Supremă, domnul Grigore Timiș, oaspeții din Chișinău și Cernăuți. România m-a educat pe mine întâi. De acolo am prins școală, că am avut 4 clase, că acum am și 10. Două frunze, eu o frunză, două frunze împreună când se adună. Știi ce fac? Un copac. Ce-i drag? Mi-mi drag. Un copac cu alt copac, împreună când se adună, știi ce fac? Un miliard. Tu un bulguri, eu un bulguri, iar doi bulguri de țărne, împreună când se adună, știi ce sunt? Un pământ. Am avut 10 de întâlniri, de neuitat, fie la Chișinău, fie la Cernăuți, în casă la mine, la Zegrea, la Levischi, fie la Crasna, în munți, nopți întregi petrecute acolo, sau la Chișinău undeva, lângă un pahar de vin roșu, frumos, spumos, vorbind despre toate cele veșnice și dragi nouă tuturor. Mă bucur și de fiecare dată vin în acest sat și când trec în el, numai decât mă opresc la poarta viitorului muzeu, Case Memoriale Ion Vatamanu, sperăm că acolo primarul, știm prednici de cuvânt, va fi și acel bus frumos, va fi și multe alte lucruri frumoase, pentru că aveți și alți feciori vrednici acestui sat. Voi citi doar o singură poezie, că mai mult 2 minute nu mi-a dat nici mie, Etern la Bucovina. Eu o frunză, tu o frunză, două frunze, știi ce fac? Iar noi cu toții, dragii mei, suntem un copac. La un copac e Ion Vatamanu pentru noi și noi cu toții ne aflăm la umbra lui când e prea mult soare, când e prea multă durere sau ploaie, stăm lângă un copac și ne simțim bine. După întâlnirea de la casa părintească a lui Ion Vatamanu, participanții evenimentului s-au deplasat la biserica Sfântului Ierarh Nicolae din Costiceni, unde au asistat la un tedeum săvârșit de părintele paroh Aurel Pițu în memoria poetului. Un minut de reculegere și-a oprins lumânări în memoria tânărului Maxim, decedat la 29 aprilie. Colegii dragi de la Cernăuți, domnul Băsășărățan, domnul Șalutic, reprezentanții Consulatului României, de la administrația raională și regională, dragi mereni creștini, vreau să vă aduc, să vă exprim sentimentul nostru de recunoștință și omagiu pentru această solemnitate, acest ceremonial, tedeum, în memoria și în comemorarea dragului nostru Ion Vatamanu, pe care majoritatea dintre noi l-a cunoscut și pe care îl stimăm, iar azi, mâine, am venit aici pentru a-i aduce omagiu. Iată că viața introduce niște corectări
și noi exprimăm compasiune. Biserica Sfântului Nicolae a fost întotdeauna ca un străjer al sufletelor noastre de la ființare încoace. Și să vă spun sincer, vreau să mulțumesc corului bisericesc pe care l-am cunoscut în mai multe generații și care prin interpretarea aceasta emoționează, aduce spiritul creștinesc în sufletele noastre. Apoi, conform programului prescurtat, la Biblioteca Centrală din Costicene a avut loc un recital de poezie susținut de poeta satului Zinaida Smochina Rotaru. Tot aici, în cadrul întâlnirii bibliotecarelor, Serafima Corețchi și Viorica Stancea au primit o importantă donație de carte românească pentru copii din partea Asociației Fiilor Satului Costiceni din orașul Chișinău. Ca să fii om deștept, trebuie să citești 10 cărți. Așa. Dar ca să alegi aceste 10 cărți, trebuie să citești 1000 de biblioteci. Și să știi cele 10 porunci tot. Coborând din munții Bucovinii, Ion Vatamanu a fost un deschisător de drumuri în poezie românească, un inovator și un cavaler al metaforii. În fiecare an, ziua de 1 mai este o zi însemnată, care nu poate fi dată uitării. Ion a fost nu numai un poet renumit, dar și o persoană de o rară frumusețe sufletească. Dumnealui, cu adevărat, e mândria noastră. Ne-a proslăvit satul, neamul, școala, care din anul 1997 îi poartă numele. Ion a fost atât de mult al pământului și atât de mult al oamenilor de la țară, până la ultima bătaie a inimii. S-a cam grăbit cu traiul, dar ne-a lăsat poezia, sa melodioasă, casă părintească, de unde și-a luat zborul spre dimensiunile creației, se află vis-a-vis de școală. Acest conțișor de inspirație mereu va păstra suflarea poetului prin cărțile apărute în anii lui de viață și după moarte. Ion Vatamanu ținea foarte mult și la faptul că era un savant chimist foarte apreciat și vă îndemn să citiți Literatura și Arta, ultimul număr, în care prezidentul Academiei împreună cu directorul Institutului de Chimie și încă cu un coleg vorbesc despre dumnealui ca savant. Ținea mult la titlul de savant, dar și mai mult ținea la titlul de scriitor. Într-adevăr, eseistica și publicistica lui sunt foarte bine scrise, măiestrit întocmite. Fie că vorbea despre bunuri materiale, fie că vorbea despre frumusețea unor sate, pitorescul unor sate, fie că vorbea despre valori spirituale. Ion Vatamanu totdeauna vorbea cu multă dragoste, vorbea cu multă inimă și totdeauna cu îndemn de a face carte, de a poseda cunoștințe. Pentru că orice bogăție materială o poți pierde. Se poate întâmpla să o pierzi. Dar cunoștințele pe care le-ai acumulat nu se pierd niciodată și dumnealui în permanență punea accentul pe valorile spirituale. Prilejul împlinirii celor 80 de ani de la nașterea poetului Ion Vatamanu, Societatea Scriitorilor Români din Cernăuți și Societatea pentru Cultura Românească Mihai Eminescu a organizat o manifestare de comemorare a regretatului poet Ion Vatamanu. La 1 mai curent, poetul, publicistul, savantul și omul public ar fi împlinit 80 de ani de viață. În cadrul acțiunii culturale despre valoare literară a operei lui Ion Vatamanu a vorbit Ilie Tudor Zegra, președintele Societății Scriitorilor Români din Cernăuți, Vasile Băicu, președintele Societății pentru Cultura Românească Mihai Eminescu din regiunea Cernăuți și scriitorii români Mircea Rutic, Simeon Gociu. Vatamanu a fost un om
care nu s-a rupt nici pentru o clipă, nici pentru o fracțiune de secundă, de baștină de Bucovina. Eu nu greșesc dacă afirm că dintre toți care sunt originari de la noi, din raionul Hliboca, din Storojeneț, Herța sau Nouă Sulița, și care locuiesc la Chișinău, în Moldova, deci dintre toți acești scriitori, cântăreți care sunt, cel mai legat de baștină a fost Vataman. Și cel mai des vine acasă Vataman. De foarte multe ori în timpul vieții, mă trezeam că mă sună Vatamanul, venea unde se oprea prima dată la Vasile Levitsky. Lucrul acesta eu cred că ar trebui să-i pună pe gânduri pe bucovininii noștri care locuiesc azi la Chișinău și care, din păcate, vin din Paște în Paște. Față de memoria lui Vatamanul trebuie să avem o atitudine a noastră cu totul deosebit. Cuvintele limbii române, iată din acest titlu se vede prin câte regimuri a trecut Ion Vataman și a fost nevoit să schimbe, că de altfel nu apărea poezie, el ținea mult în poezie. Iar poetul a fost un mare descrizător de drum. Și cei care se laudă astăzi cu apartenența la diferite mișcări literare, la diferite curente literare și mai departe. Uită de Ion Vataman. Da, sigur. Bunăoară se consideră cei mai mari suprarealiști moderni din Basarabia. Emil Galanco, un, și regretatul Eugen Ciocă. Am să vă citesc o poezie de Vataman și vă să vă dați seama că Vatamanul e cel care a fost în Basarabia primul suprarealist. Poezia, acest cal al stelelor noaptea, acest crai nou dimineața plecat, această împlinire de suflet singur, această vină, acest vinovat. Poezia, acest fulger pe vreme senină, această veșnică scânteiere, acest drum dintre mam și prunc, această bucurie, această durere. Așa de frumos folosește oximoronul, că tocmai am fi surprins. Un cuvânt de salut și de felicitare a fost rostit de Edmond Neagoie, consul la Consulatul General al României la Cernăuți. Dumnealui și-a amintit de curajul politic al lui Ion Vatamanu, dar și de valoarea culturală a operii regretatului poet. Atât cât putem, aici în Bucovina, nu uităm valorile. Cel care a așezat pe harta poeziei la Fântâna din Costiceni este în continuare atât de acasă, atât de al Pământului, atât de al nostru, încât noi cu toții îl simțim în continuare prezent. E posibil ca dragostea pentru scriitorii bucovinei, care nu sunt puțin la număr și atât de valoros, se va perpetua în timp. Ion Vatamanu a încercat să transforme în vers durerea care l-a cuprins atât când a văzut stâlpul din poartă, cât și despre război, cât despre un lucru hidos pe care l-a descris în toată urițenia lui, cuvenit a fi descrisă, și nu ca pe un război de eliberare. De la început, de la primii fulgi din 1962, el a venit cu o expresie poetică nouă, revoluționară. El s-a bătut întotdeauna ca și om politic și ca poet, s-a străduit să aducă o expresie poetică nouă, să aducă cuvântul în limba română zugrăvit altfel decât era. Era și vârsta,
atunci, dar și dorința lui de a descrie printr-un vers mai liber, mai exact, mai aproape de adevăr, toate aceste dureri și nedreptăți la care erau supuși concetățenii lui din diverse părți ale lumii. Poetul Ion Vatamanu este originar din localitatea Costiceni, renumită Suliță, și a făcut studiile superioare la Facultatea de Chimie a Universității de Stat din Chișinău, după ce se consacră activității științifice. În anul 1962 debutează cu volumul de versuri Primii fulgi. În decursul vieții a publicat circa 30 de volume de versuri, eseuri și publicistică literară, cărți pentru copii, precum și 10 de lucrări științifice. L-ai slăvit în versuri și în cânt. De aici se trage rădăcina, din pământul acesta drag și sfânt. Ion a fost ca o frunză ce s-a desprins din copac. Vântul l-a mânat departe de a lui iubit meleag. Cât de mult tângea poetul după țara lui de fag, nu-și uita el nici măicuța care îl aștepta în prag. El a fost, dar nu mai este. S-a revărsat din versul lui un izvor de dulci cuvinte în matca pământului. Când am început să scriu versuri, prin anii 1987, m-am adresat dumnealui. Era venit la părinți, vara era. Venit la părinți în concediu și cineva m-a sfătuit, zice că du-te la Ion, că el e acasă și va controla poeziile și vedea dacă ceva și bun. Am mers, am sfătuit cu dânsul. Un om, cum să vă spun, un om câtă lumea, om curajos, m-a îndemnat, mi-a spus să nu ascund, poeziile sunt bune, să facă este pas înainte. Eu am spus să cam în vârstă, de 45 de ani început să scriu, să cam în vârstă. Dar el s-a uitat așa lung, spune, dar știți că poezia vârstă n-are. Ce ați început, trebuie să continuați, că ăsta e un dar de la Dumnezeu și trebuie transmis mai departe. Ion Vatamanu l-am cunoscut din copilărie. Am învățat împreună la școală din Costiceni, apoi am făcut studiile la școala din Vâncipăuț. A fost un copil, un elev, foarte disciplinat, cu mare atragere de carte. Toți îl iubeau și s-a văzut din copilărie că în viață această persoană va fi un om foarte mare. După absolvirea școlii medii din Vâncipăuț, Ion Vatamanu a lucrat la Costiceni învățător de chimie. Aceasta a fost prin anul 1954-1955. După aceea, dumnealui a urmat studii la Facultatea de Chimie din orașul Chișinău. Dărând cu studiile, dumnealui s-a ocupat foarte mult cu scrierea poeziilor, lucrărilor literare. I-a plăcut foarte mult poezii din copilărie, i-a plăcut desenul și pictura, i-a plăcut frumusețea naturii. Ion Vatamanu a rămas în memoria mea ca un bun prieten, care deseori ne întâlneam și discutam. În perioada de vacanță de vară, dumnealui venea întotdeauna la Costiceni și noi împreună organizam serate de întâlnire cu poetul, scriitorul Ion Vatamanu.
Ion Vatamanu publică primele versuri în anii studenției, propunând cititorului un alt fel de poezie meditativă, pătrunsă de gând și atitudine. Debutează cu Placheta de versuri primii fulgi, urmată de culegerile Monologuri, Liniștea cuvintelor, Ora păsării, De ziua frunzii, Iubirea de tine, Dimineața mărului, Nimic nu-i zero și altele. Ion Vatamanu este cunoscut și ca autor de poeme de proporții, Portretul păsării, Privighetoarea cântă plumb și Basmaua. A editat cărțile pentru copii, Aventurile lui Atomică, Tăiul, Izvorul cu ochii verzi, precum și volumele de publicistică și eseistică, Viața cuvântului și A vedea cu inima. Bucovina, plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori? Au plecat în altă țară, dar se întorc la primăvară. Când mi-a spus domnul Vatamanu, vinea în concediu la mama Marioara și tata Ion acasă. Se întâlnea cu mare drag, cu toți cunoscuții, cu toți foștii colegi, cu oamenii din sat care îl cunoșteau și îl apreciau. Era foarte bucuros de fiecare dată. Iar noi, oamenii de cultură, eram un colectiv unit. Întotdeauna nu trecea niciun concediu ca să nu îl invităm la Casa de Cultură, la Biblioteca satului, ca să facem o întâlnire de suflet. După întâlnire, urma și un mic concert, împreună cu Orchestra Izvoraș, conducător artistic Vladimir Șeremet. Vinea Ion Vatamanu cu amintirile lui din copilărie, cu poeziile, frumoasele poezii. Toate aveau rădăcini din satul Costiceni, de pe ogoarele satului, de pe ulițele satului. Totul era legat în poezia și cuvântul lui Ion Vatamanu. Să spunem că Ion Vatamanu a fost numai savant, e puțin. Sau să spunem că el a fost, pentru că el a fost și romancier. Ion Vatamanu a fost și poet. Ion Vatamanu, în primul rând, a fost om de omenie. Soarta s-a creat așa că el de mic copilaș a rămas fără tată. Tatăl lui adevărat a părăsit familia. Aceasta, bineînțeles, a fost o traumă sufletească pentru micul, cum îi spuneam noi atunci, Vania, dar poate aceasta a fost și ca un imbold de, în educația lui, de a nu face neplăceri oamenilor. Ion era îndrăgostit de carte, de muzică, de semn și de conde. Și-ar fi putut să ajungă hăt departe și a ajuns la Chișinău, în capitala Moldovei, la Facultatea de Chimie a Universității de Stat. La finele acestui program televizat în memoria remarcabilului poet bucovinean Ion Vatamanu, vă propunem atenției un interviu realizat de către poetul Ilie Tudor Zegrea și președintele Uniunii Scriitorilor Români din Republica Moldova, Arcade Suceveanu. Pe aici cred că a trecut și Ion Vatamanu, 80 de ani de la nașterea lui. Mă bucur că avem prilejul astăzi să discutăm despre Ion Vatamanu în acest anturaj, în orașul care i-a fost atât de aproape lui Ion Vatamanu, în acest spațiu bucovinean despre care a scris de atâtea ori și în poeziile sale și în publicistica sa. El își simțea rădăcinile întotdeauna și le-a simțit în solul Bucovinei. A scris acel fascinant grupaj de poeme matern la Bucovina. Apoi i-a apărut și o carte intitulată Secunde cu munți, în care evocă spațiul bucovinean, imaginile Bucovinei, evocă copilăria lui. Vatamanu, iată, a ajuns la 80 de ani și dacă parcele erau un pic mai îngăduitoare cu el,
aveam să ajungem la acest prag de vârstă și de creație împreună. Împreună cu Ion Vatamanu, care era un poet extraordinar, un poet modern, un poet cu multă cultură literară, poetică, cu deschideri spre orizonturile culturale, literare, poetice, europene și mondiale. Nu plângeți, strigă Noie. Rău ne-i, Doamne, surpă noi morminte. Abia ne înduri ca pe un vărsat și o boală, și zidul crapă pe sub tencuială, și nu știm ce ne așteaptă înainte. Miroase ars în aer și pe ape, noi stăm cețoși sub stelele buboase, și doar infern ne colcă în oase, și nu mai este nimeni să ne scape. Lacătul bolții nu se mai descuie, sus pe Golgota cresc grădini de cuie, de plânsul nostru ce-a tot curs în voie, se umflă mările și dau să spargă. Nu plângeți, hei, nu plângeți, strigă Noie, în timp ce tot lucrează la o barcă. Poeziile noastre vor face o punte de legătură cu poezia lui, cu spiritul lui Ion Vatamanu, care iată că a ajuns la acest frumos prag de vârstă și de creație, 80 de ani, și prin aceasta cred că îl menținem pe Ion Vatamanu aproape de noi, în memoria noastră, în circuitul actual de valori.